Hey, hello! Romane, hey, pe românește. Numai ce am ajuns azi noapte la, în Australia și pescarii ăștia în răiți. Uitați-ne, a doua zi dimineața am plecat cu Rade și suntem la Chinchilla, câteva sute de kilometri, 300 și ceva de kilometri. Ca să vă demonstrez, ca să vedeți cum se prind aici crapii cu sutele de chile. Ați mai văzut, ați auzit că se ard, că nu știu ce le facem, dar acum de data asta o să vedeți cât o să prindem. Dar eu de obicei, care sunt nenorocos la asemenea lucruri, am zis că de data asta voi prinde. Eu am mers de multe ori aici la pescuit și din 10 ocazii n-am prins o dată, probabil. Dar după cum ați văzut la televizor, toată lumea prinde pește aici, în Australia. Toți se laudă, toți prind pește. Dar înainte ca să vedem, trecem la fapte. Mergem la pescuit. Ne vedem jos la apă. V-am spus, uitați aici, suntem la apă, așteptăm peștele să tragă, dar ca de obicei, la pește aștepți și nu mai vine. Dar sperăm că o să tragă. Eu cam unul. E micuț. Unul micuț. Să vedem ce e. Un crăpișor micuț, ca la noi în Australia. Așteptăm ceva și mai mare să vină în urmă din ăștia mici. Dacă singur să-ți fi descățat. Astăzi, dacă poți să-l descăți, aici nu mă vede nimeni. Moși de gămete mătră, crede. Nu. N-are voie. Nu, să nu lasă. Vine aici, sus. Așa? Ei, Rade. Spune-ți. Du-te de fierul ăla, ca să-i dăm în cap. Du-te-l acolo, la cap. Da, am văzut. Nu trebuie acum. Nu că o să se zbată și o să se coboare jos în apă. Nu, punem acolo, la... Acolo, stânga. Micuț. Lăsă-mi fierul ăla să-i dau în cap. Uite aici. Ei, da.
asta iarba. Armă de vânătoare. Oh! Păi ce ai făcut, mă? Alunecat din clești. Aha. Am ceva altul, dacă vrei să faci așa. Ah, gata. Noapte bună. Somn ușor. Și așa lăsam unul. Asta este prima astăzi? Asta e primul crăpișor. Așteptăm să prindem și mai crap, nu numai asta. Bine. Vedem noi acum. Ați văzut începutul? Așa la noi în Australia. Înainte de toate astea vreau să vă spun, traversând 300 și ceva de kilometri, vreau să vă spun că aici a fost căldură mare, după cum și știți, secetă, totul iars, animalele n-au ce mânca, e jale cu jumare. Prindem noi pește, dar animalele n-au ce mânca, crapă de foame. Mergem mai departe, altul la rând. Ce s-a întâmplat? Am prins un crap. A luat o raznă în mijlocul. Ia să vedem ce fel de crap este. Asta cred că e bun pentru la tava, Rade. La tava? Da. Mâncăm crap de seară. Ia să vedem. Sau e mic și ăsta. Să vedem. Nu pare mic. Uite. Ha? Uite, hai. Îl vezi? L-ai prins la cameră. Hai să vedem. Pește. Hai. Afară. Are putere. Are drăcie, dracu. Uite. Nu trebuie ăla. Pune direct. Pune direct? Crește din ăla. Aia. Crește? A, grață și grec. Asta e drăcie. Hai da. Hai da. Dă să dezgăți. Așa, frate meu, ăsta e bun de fript, frate. Cred? Da. Nu, prea mic. Prea mic. Prea mic. Dă-te, dracule, mă. Dacă e prea mic, așteptăm să vină unul și mai mare. Hai. Ok. Vom să te vezi cu crapul. Tu zici că e prea mic? Asta e prea mic. Mic. Asta nu are nici un kilo. Da? Asta da, mic. Hai să prind unul. De vreo 4-5 kg. Așa trebuie. Și îl punem pe tavă. Așa. Îl frige mama lui de crap. Da. Așa pescuim noi. Aruncăm, stăm și așteptăm. Când peștele vine, trage, noi îl tragem, scoatem afară. Cum să nu? Ai văzut, cum se prinde? Unul după altul. Ia că prindem pește acum în revanșă pentru un an de zile.
Dar niciunul nu vine mai mare, bată norocul să-l bată. Mă, de când dracu vine ăla de 10 kg? Vine, vine. Acum numai cât? 1, 2? Ceasul? Da. Mai avem timp, deci. Am timp, acolo la 4, 5, așa. Atunci începe să vină aia mare. Da, da. Hai să vedem cu pește. Micuț. Păi aia mare când îi aduci? Păi asta nu e pentru mine, asta e pentru voi. Cum adică pentru noi? Păi tu trebuie să prinde cu mare. Păi eu tot prind, eu tot prind, dar ce să fac dacă nu mă mici? Asta nu este treaba mea. Rada la România prinde numai crab de 7-8 kg, 10 kg, nu, ăștia. Ce, asta e pește? Asta nu e pește. Da. Asta e tot. Altul acum. Altul. Rade. Spuneți, vă rog. Hai de aici. Hai de aici, Rade. Este unul. Asta e, dragii mei, ultimul pentru astăzi. Am prins vreo 16-17, astea le 18. Îl scoatem afară și pe ăsta și ne ajunge pentru ziua de azi. Din păcate, niciunul n-a fost de mare. Dar poate ăsta o fi puțin mai mărișor. Îl vedem. Dacă o fi ăsta puțin mai mărișor. Ah, nu. Oi, dar ce luptător. Ia, ce mică-i. Oh, ce mică-i și ce trage de zici că-i nebun. Oi, tău, bă, dracovenia, dracului. Du-te-n prăști. Oba! Oba! Așa. Dă-ți-l în prăști. După cum trăgea, ziceai că e mai mare. Dragii mei, asta este pe ziua de azi. În Australia, a doua zi după ce am ajuns. Rade a prins și el vreo 7-8. Ne ajunge pentru astăzi. La revedere. Pentru maestrii specialiști în pescuit acolo, Rada. Pentru Mircea. Mircea, el e cu pescuit. Jiva, Moichizul, Izdiniașa. Adi. Adi, da, lui Adi place, Adi place pescuitul. Uite, Adi, aici am unul pentru tine. Nu-i mărișor, e bun de frit, dă-l dracu, că e micuț. Ce micuț? Micuț. Are un kil. Ah, dracul. N-are. N-are un kil. Nu. Ajunge. Jumătate de kil. Jumătate de kil. Stai un pic. Trage și la tine? Da. Trage și cu mine. Hai să vedem. Wow, am văzut aici, mă, ce mare pește au fost.